Ne aflăm în fața unui apartament din cartierul Aricandă, unde se pare că o femeie decedată de 3 zile nu poate fi dusă nicăieri. Soțul acesteia nu are resurse materiale pentru a îngropa și peste tot a fost refuzat, inclusiv de asistența socială. Bună seara! Spuneți-ne, oră, când a murit soția noastră? 22, ora 7 jumate. Decesul a fost din cauze naturale, nu? Da, a fost ambulanța, a constatat decesul, mi-a dat niște hârtii, am plecat cu el la medicul de familie, mi-a dat, nu decesul, o hârtie acolo, nu știu cum să-i spun. Certificatul constatator, probabil. Așa, da, cu aia am plecat la Casa Căsătorilor, a fost o greșeală, că l-a dat pe numele vechi, care îl purta ea, că noi ne-am cunoscut mai încoace, mai recent. M-a dus înapoi, mi-a dat doamna doctor de familie, mi-a dat corect. Și ieri a scos certificatul de deces original. Am zis, spuneți-ne în primul rând la ce instituție a sunat ca să vă ajute, ca să puteți să o îngropați creștinește. În primul rând a sunat ambulanța. A venit, a constatat decesul și mi-a zis, domnule, să o îngropați. Eu le-am spus, domnule, n-am posibilitate cu ce să o îngrop. N-am niciun ban. El a zis, nu știm. Am sunat poliția. A venit poliția. Domnule, ce fac? Îngropați. Domnule, cu ce să o îngrop? M-am dus la poliția locală aici la noi, la noi. Da, în cartier. Așa. Domnule a zis, domnule, te duci la casa pensii, că îți dă un ajutor, că noi nu putem să-ți facem nimic. M-am dus la casa pensii. Cu toate altele, acolo mi-a zis, domnule, nu are pensii de stat. Are pensii de handicap. Bun, am plecat de acolo. La asistența socială pe... Pe Decebal sau unde a fost? Nu. Pe Unirii. Nu pe Unirii. La Delfinariu. Acolo, pe Unirii. Am ajuns acolo. Bună ziua, doamnă, ia uitați, asta n-am ce scos soția din casă, că e moartă, n-am posibilități. De acolo mă trimite la casa mortoară. M-a dus la casa mortoară. Noi nu o luăm, fără poliție. Am înțeles, fără poliție? Fără poliție, da. Păi de ce? V-au explicat și de ce? Nu ne explică de ce. Trebuie să dea ordin poliția să o ia, să vină la dumneata, nu se ne sună pe noi și noi vinim și o luăm. Am înțeles. Nici așa n-a vrut. Aseară, mai ultima dată, a venit doi polițiști de la poliția locală. Domnule, zic, de la poliția circa 2. Domnule, zic, ce fac cu ea? Nu pot, n-am cu ce să o scot de aici. Miroase. Se da, deja se simte mirosul, toți locatarii se plâng. Domnule, dar nu ce să fac? Tu arunca eu vă înțeleg. A spus, domnule, luați-o de aici, miroase, du-ți locatarii, mă cer cu ei, vin la mine, bate la ușă. Și e weekend, vine weekend. Nu știu ce să fac. Uf, dacă sunteți, nu sunteți, puteți să mă ajutați. Și până la urmă am înțeles că cineva v-a spus să apelați, care ar fi urma... Cineva ultima... mi-a zis poliția ultima dată de la circa 2, domne, te duci la primar mâine la ora 8 să fie acolo. Eu plec de la 6 plec acolo. Am înțeles. Cu toate actele, ca să fiu primul și spun, domnul primar, uitați ce mi s-a întâmplat. Am soția decedată de 4 zile mâine, nu pot să o scot de acolo. Locatare sară la mine. Ce fac? Și mi-a zis domnul de la poliție, bă, omule, du-te acolo, cum te lasă primarul? O să-ți dau un ajutor, ori vine și o ia, ori să niște bani. Am înțeles. Acum nu mai știu, că fi, Dumnezeu știe, că mâine sunt acolo, nu știu dacă dorm în noaptea asta. Că vă dați seama, că ai soția moartă în casă. Bineînțeles. Nu? Păi, știi ceva? Eu nu dorm aici. Dorm la o bătrânică aici, că mi-e frică și mie, sunt omul. Sunt bătrân, dar mi-e frică și mie. Dorm la o bătrânică de 4 zile. Nu pot dormi de aia. Ce să fac? Spuneți noastră. Mulțumesc.